Mixajul de final. Nu mai rețin formula. Rădăcina pătrată câtului e egală cu... 0? Ba nu, 10? Nu, cedez. Hei, stai, unde pleci? Să învăț pentru teza la științe. E mâine și nu prea cred că mă poți ajuta. Te-ai țicnit? Vom rata gustărica de după amiază. Nu te stresa cu examenul ăsta. Cred că am eu o idee. Acea idee începe cu trișat și se termină cu copiat. Wow, mi-ai citit gândurile. Uită de planul tău. Îți sunt recunoscător că mă sprijini. Și eu sunt dărâmată. Și știți de ce? S-a despărțit trupa poțiunea dragostei. Fii serios, asta e știre veche. Brian s-a îndrăgostit de Crystal Pearl, așa că Geoffrey l-a alungat. Ia ascultați aici, știrea este: tata îmi dă voie să merg la sala de sport. A spus da? Mm-hmm. Da! Trebuie să-l caut pe William. Va fi petrecerea dansantă a secolului. Ulric. Grăbiți-vă! Duceți saltelele astea la magazie. Tu! Reze-mă calul cu mânere lângă perete. Haide, mișcă-te! Oh, nu! Nu pot să cred. Deci e adevărat? Directorul a dat undă verde petrecerii techno? Așa se pare. Wow, grozav, nu? Cei mai buni DJ din oraș vor fi prezenți. Va fi zgomotos. Nu va fi niciun zgomot. Platanele sunt stricate și nu știu să le repar. Hei, nu-ți face griji. Apelăm la Jeremy, el e domnul știe tot. Poate repara orice. Chiar crezi? Da. Nu, am lucruri mai importante de făcut decât să repar platane. Poate vă ajut eu. Serios? Și cum rămâne cu cercetarea antivirusului? Păi deocamdată stau și mă uit la tine. Super, vino! Și cu testul cum rămâne? Nu ai de gând să înveți? Am rezolvat. Deci, dispozitivul ăsta redă muzica? Da, piesele rulează pe discurile rotative. Panoul mixează cele două piese. Ideea e că sincronizezi sunetele. Interesant! Nu-mi pare că știi tare multe despre asta. Îți ia ceva timp. Nu, am terminat. Pot să încerc și eu? Ha! Hei, funcționează! Aelita, e grozav! Încerci și tu? Da, de ce nu? Wow! Eu n-am reușit să scot astfel de sunete. Hei, netoților! Nu uitați de mine! Știți cumva cât e ceasul? Ne cerem scuze, Jim. Repetam pentru mâine seară. Îți place muzica techno? Aia nu-i muzică. Muzică electronică. Eu prefer twist. Aelita, mixezi precum un profesionist. Unde ai învățat? Moștenire de familie. Cu toții suntem artiști. Suntem creativi. Voi face o selecție de LP-uri. Tu poți fi DJ-ul de mâine seară. Bine? Crezi? Păi, bine. Jeremy. Îți irosești timpul cu petrecerea asta? Ba, nu-mi irosesc timpul. Încerc să trăiesc așa cum o faceți și voi. Vreau și eu să mă distrez. E ceva uman, nu-i așa? Vrei să spui că nu te distrezi cercetând antivirus alături de mine? Ești încăpățânat ca un ogar. Se zice încăpățânat ca un măgar. Deci n-ai învățat deloc? Nu, dar hai să zicem că e în ghiozdan. Ha? Ce se petrece? Nu putem intra? Ne inspectează G.I. Jim. Puteți intra cu un singur pix. Au! Nu poți intra. La asta nu m-am așteptat. Aveți 2 ore pentru fizică, apoi alte 2 ore la chimie. Eu și colegii mei vom corecta testele după amiază. După aceea, însuși directorul va anunța rezultatele. Puteți începe. Testul s-a
încheiat. Puneți pe masă pixurile și rămâneți pe loc până vă strâng lucrările. Stați așezați până le strâng. Bravo, Odd! E una dintre cele mai reușite. Doamnă Hertz. Hertz. Sper că mă va lăsa să păstrez lucrarea lui Odd pentru colecția mea. A? Ei bine? Mă simt perfect. Mă refeream la testul tău, nătărăule. Se pare că voi fi repetent anul ăsta. No, nu exagera. Dar era bine dacă învățai și tu puțin. Încetați, nu e momentul potrivit. Hei, o vom vedea pe DJ Ailita. Asta ne va înveseli puțin. Apropo, unde e? E în sala de sport. DJ-ii sunt tratați ca vedetele. Dar Jeremy? E îmbufnat. Ți-am spus, nu mergi nicăieri și gata. Dar te rog, tată, e petrecerea secolului. Trebuia să te fi gândit înainte și să fii învățat la examen. Sana, ce moment și-a ales. Sectorul deșert, bine. Nu! Ailita, un interviu pentru revista școlii. Ca DJ, cum îți definești stilul? Hardcore, house sau mai degrabă ritmic? E prea emoționată ca să răspundă. Eu aș spune că stilul ei e hardcore, dar adoptă un stil propriu. Grozav! Ta-da! Te-ai furișat? Nu! Mi-a spus că voi repeta anul, dar că nu e mare scofală și că asta nu înseamnă că nu te poți distra. Chiar așa a zis? Tu chiar ești un tolomac! Bineînțeles că m-am furișat! Ce credeai? Iar acum, dragi prieteni, un nou DJ, Ailita. O să vedeți că e genială! Wow, e super! Vino și tu! E grozavă! Super! Verișoara ta e incredibilă, Odd! Kiwi! Vino aici, băiete! Haide! Bun băiat! Kiwi! Kiwi! Ajutor! Vino încoace, potaia furisită! Cu minte, cuțu! Haide, roade frânghia! Kiwi, nu! Întoarce-te! Potaia asta e la fel de neghioabă ca proprietarul său! Kiwi, nu avem timp de joacă. Trebuie să mergi la sala de sport după Odd și după ceilalți, mă înțelegi? Du-te după Odd. Da, haide, cuțu, fugi. La ce noroc am eu, o să vin eu cu directorul. Așa! Ce e? Nu dansezi? Nu, nu mă pricep. Cred că glumești. Haide, să văd cum te miști. Ai dreptate, nu e genul tău. Și sunete de cățel. De unde o fi găsit materialul ăsta? Ce cauți aici, amice? O să te prindă Jim. Bine, vin acum. Hei, unde pleci? Întreabă-l pe el.
Vin cu tine. Mi-ar prinde bine o gură de aer. Uitasem, am ceva important de făcut. Ce ai de făcut? Trebuie să-mi lustruiesc pantofii. Pa! Grozav! Ce se întâmplă? Ce s-a întâmplat? Jim a făcut asta. Xana l-a posedat. Unde e Aelita? La petrecere. Își încheie mixajul. Cu Jim prin preajmă? Ce-a pățit? Totul e în regulă, doar a leșinat. O voi duce la infirmerie. Continuați petrecerea. Totul e în regulă. Urmează DJ St. Remy, pe care îl știți cu toții. Ești sigur că Jim o poate virtualiza pe Aelita și să o trimită în Lyoko? Posedat de Xana poate face orice. Oh, nu! Aelita n-are nicio șansă în fața acestui nechiop. Și o să-și poată lua rămas bun de la memoria ei. Nu mai sunt aici. Repede, să mergem spre fabrică. Sunt la dispoziția ta, Xana. O transfer pe Aelita. Virtualizare. Jeremy, Yumi, mergeți pe coridor. Eu și Od ne ocupăm de Jim. Bine. Mai degrabă el se va ocupa de noi. A venit însoțit de un prieten. Bonzai! E de rău. Chiar crezi? Ulric! Aelita, ești tea fără? Am avut zile mai bune. Rezistă, ajutoarele sunt pe drum. Ulric? Nu e timp de somn. Trebuie să înfruntăm un om invincibil. Și ce sugerezi? Faza cu păpușa, la fel cum am procedat cu Kenkerloții. Hei, Jim! Doar nu credeai că acea lovitură mă va termina, nu-i așa? Grăbește-te! Venim acum. Mergeți spre scanner, acum! Rezistă, Aelita! Schifozoa nu e aici, dar grăbiți-vă! Transfer Ulric! Transfer Yumi! Transfer Od! Scanare Yumi! Scanare Od! Scanare Ulric! Virtualizare! Craterul nu e departe, luați-o spre sud-sud-est. Ai programat vehiculele? Desigur, mă gândesc la toate. Se pare că la fel gândește și Xana. Aveți musafiri.
Grăbiți-vă! Dacă ajung la ea înaintea voastră, Aelita e terminată. Luați-o înainte, lăsați viespile în seama mea. Du-te! Haideți! Ți-au scădut 10 puncte. Se îndreaptă spre crater. Yumi. Aveți grijă, viespile sunt chiar în spatele vostru. Însă nu mai aveți mult de mers, ați ajuns. V-am prins. Ulric! Du-te, Yumi, pleacă! Surpriză! Doriți un taxi? Grăbi, netrebnico. Yumi! Schifozoa îi fură memoria. Od, Ulric, grăbiți-vă! Hei, ce? Jim? Regret, de aici preiau eu controlul. Ține-te bine! Mă pricep, nu-i așa? Hei! Jeremy, la ce nivel a ajuns memoria Aelitei?
Ia! Jeremy? Jeremy, mă auzi? Jeremy? Oh, nu! Jeremy! Ha? Ha! Treci înapoi la computer, mă ocup eu de Jim! Jeremy, mă auzi? M-am întors, Ulric, totul depinde de tine, grăbește-te! Super sprint! Dezactivați turnul. E la 25 de grade est. Jeremy! Ulric, grăbiți-vă! Ulric? Codul Ailitei. Cod Lyoko. Turnul e dezactivat. Ce caut aici? Nu vei ști niciodată, Jim. Întoarcere în trecut acum. Așadar, e o promisiune, nu? Jeremy, tu mă vei ajuta la fizică. Iar tu, Ailita, mă vei ajuta la chimie. Și mă veți ajuta până o să pricep, nu-i așa? Promit. Ce bine mă simt! Știți ceva? Tatăl tău te lasă cumva la petrecere. Cum? De unde știi asta? Am mai trăit ziua asta deoarece am călătorit în timp. Ești îndrăznit! Mi-e milă de tine. Apropo, vrei să studiezi alături de noi? Jeremy și Ailita ne vor ajuta. Să studiez? Eu? Se pare că ți-a pierit și ultima celulă de pe creier care îți mai funcționa. Dacă ar ști ce o așteaptă. Lasă-o în pace. După examen vreau să mă înveți muzică techno. O ador, e noua mea pasiune pământească. Vii să mă asculți cum mixez? Îți promit.